Bună seara! Pe 29 și 30 iulie a avut loc o nouă ediție a memorialului Tomiță Lazar la pescuit sportiv. Competiția s-a desfășurat la Balta Cărpănoaia în Nănești. Pe o vreme caniculară, competitorii, printre care au fost colegii ai fostului comisar Tomiță Lazar, plecat prea devreme dintre noi, s-au străduit să dovedească calitățile de pescar. Cu această ocazie a avut loc și o slujbă religioasă la care au participat și membrii familiei. Competiția a fost organizată de IPJ Vrancea, AS Tomiță Lazar, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea, iar la final toți participanții au primit diplome și cupe. Asociația Sportivă Tomiță Lazar din cadrul IPJ Vrancea a organizat în zilele de 29 și 30 iulie Cupa de pescuit sportiv aici la Balta din Nănești. Printre participanți nu putea să lipsească unul dintre pescarii înfocați ai județului Vrancea, domnul director al Direcției Județene pentru Tinere și Sport, Dani Gongu. Câteva cuvinte, bună ziua, bine v-am găsit, iată, aici la malul. Bine ați venit aici printre noi. Este o inițiativă laudabilă a prietenilor de la Asociația Tomiță Lazar. De la început am fost parteneri în această competiție, în această întrecere. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea întotdeauna a participat cu premiile, cupe, diplome. Din păcate, facem această acțiune în memoria domnului comisar șef Tomiță Lazar, prieten cu noi. Mai mult ce să facem? Ne întâlnim, ne întrecem și după aceea... Și cu această ocazie vă mai aduceți aminte domnul Tomiță, un om deosebit, un prieten al sportului. Cum a fost captura pe așa căldură? A ieșit peștele? Da, i-am văzut culoarea, miros și mâinile, deci da, eu am prins doi pește care au acumulat 3,2 kg. Colegii de la, noi suntem la standul 9, colegii de la standul 8 au fost mult mai norocoși, au avut o captură de 12,06 kg sau ceva de genul ăsta, deci o captură foarte frumoasă, fiecare cu norocul lui. Câteodată și vorba aia cu baftă și succes mai merge și la pescuit, chiar dacă noi pescari împătimiți nu prea credem în ea, că din superstiții, dar uite că alții au avut noroc. Așadar, o să vedem la festivitatea de premiere și clasamentul final al acestei cupe la pescuit sportiv. Faptul că sunteți alături de colegii noștri în această zi, în care, așa cum deja a intrat în tradiție, ne aducem aminte de cel care a fost colegul și prietenul nostru, Tomiță Lazar. Asociația Sportivă a Polițiștilor Vrânceni s-a redenumit și îi poartă numele de 5 ani, cred, de acum e veche această schimbare, tocmai pentru a-i comemora amintirea. Suntem alături de familie, suntem alături de dumneavoastră și ne bucurăm că reușiți să veniți și dumneavoastră alături de noi atunci când sunt organizate asemenea momente. Mulțumim colegilor implicați, celor care au fost și au petrecut cel mai mult timp alături de Tomiță, respectiv colegii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, Asociația Sportivă Tomiță Lazar,
și partenerului care de fiecare dată de ani de zile este alături de noi în organizarea acestei competiții. Așa cum știți cu toții, Tomiță a fost un iubitor pe lângă familia pe care o prețuia nespus și pentru care până la urmă și-a dat și viața. Iubea cinstea, corectitudinea, a iubit profesia de polițist. Toți cei care sunteți aici, mă uit la voi, cred că l-ați cunoscut, că sunteți suficient de vechi în instituție încât să îl țineți minte. Pe lângă toate astea avea și o mare pasiune, aceea de pescuit, motiv pentru care colegii noștri de la asociație au decis ca an de an în memoria lui să organizeze această competiție. Vă mulțumim pentru activitățile organizate, vă felicităm pe participanți și acum rămâne să vedem cum s-au prezentat fiecare. Deși avem unele semi-dificultăți, am făcut această competiție și anul trecut și anul acesta și aș vrea să vă mulțumesc pentru ceea ce am reușit să realizăm anul ăsta. În afară de o competiție frumoasă, am reușit să strângem niște bani care, împreună cu sponsorii noștri, îi vom dona unui copil. Din păcate, copil bolnav de autism, mi-aș dori ca aceste activități să fie constante, să putem ajuta oameni în situații mai puțin plăcute, așa cum sunt sigur că și Tomiță și-ar fi dorit. Vă mulțumesc! Activității de astăzi este familiei domnului Lazar Tomiță, în semn de mulțumire pentru ajutorul și implicarea în organizarea concursului de pescuit Cupa Tomiță Lazar, a ajuns la ediția a 6-a. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și noi suntem alături de dumneavoastră și vom cinsti mulțumim memoria. Deși el mai este de 6 ani, încă scrie și diploma de mulțumire se acordă peștișorul Focșani, în semn de mulțumire pentru ajutorul și implicarea în organizarea concursului de pescuit Cupa Tomiță Lazar. Mulțumesc foarte frumos! Respect! De asemenea, o diplomă de mulțumire se acordă restaurantului Il Piacere prin domnul Neculai Vrânceanu. Bravo! Partenerul nostru și cel care ne-a susținut în permanență la această activitate. Vă mulțumim! Mulțumim! O altă diplomă de mulțumire se acordă Carp Arena Cărpănoaia 2. În semn de mulțumire pentru același sprijin. Tot la Neanicu. Da, la domnul Vrânceanu. Tot pentru domnul Vrânceanu. Mulțumim! Diploma de mulțumire se acordă și domnului preot Cristinel Bardaș, în semn de mulțumire, de asemenea, pentru faptul că este alături de noi. Fără bani, fără bani. O altă diplomă de mulțumire se acordă sponsorului tradițional Ursus pentru organizarea acestei competiții. De asemenea, în semn de mulțumire pentru ajutorul dat în... Ei sunt la pachet. La pachet? Ursus și Progres. Am înțeles. Deci avem cei doi sponsori. Hai, veniți în față. Hai, Gabi, Progres. Hai, mă. Progres, Progres. Domnul Gabi. Mulțumim. Mersi, Gabi. Mulțumim că sunteți alături de noi. Mersi. Domnul Progres. Mulțumim pentru tot sprijinul pe care mi-l acordați. Poliția Vrânceanu nu e. De asemenea, așa cum am și mulțumit până acum, și o diplomă de mulțumire acordăm Asociației Poliția Vrânceană pentru parteneriatul pe care îl acordă Asociației Sportive pentru organizarea acestei competiții. Mulțumim! Diploma de mulțumire se acordă și Organizației Profesionale a Polițiștilor, respectiv Corpul Polițiștilor, Birou Teritorial Vrancea, în semn de aceeași mulțumire pentru participarea la asemenea a activității. O altă diplomă de mulțumire acordăm Direcției Județene de Tineret și Sport Vrancea pentru parteneriatul tradițional. Respect, mulțumim! Diploma de mulțumire se acordă și lui Neanelu. Neanelu, vino! Bravo! Pentru ajutorul dat în organizarea acestei competiții. Vă mulțumesc! Mulțumim! Ne întâlnim la...
Doamne ajută! Doamne ajută! Diploma de mulțumire este și pentru partenerii din media, respectiv Atlas Focșani, în semn de aceeași mulțumire pentru mediatizarea acestui. Mulțumim! O diplomă de participare se acordă drept mulțumire șefului secției rurale Nănești, domnului comisar Tomiță Șerban. Îl considerăm gazda noastră, printre gazdele noastre. Și o altă diplomă de mulțumire o acordăm Serviciului de Coordonare a Centrelor de Reținere și Arestare Preventivă. Colegii noștri de la București. Mulțumim pentru participare și că sunteți alături de noi. De acum, deja este al doilea an în care sunteți alături de noi, așa că... Și ajungem la participanții noștri competitori. Diplome de participare se acordă echipe formate din Cojocaru Stoian și Cristinel, Cojocaru Cristinel și Stoian Florian. Bravo! Colegii de la SAS. O altă diplomă de participare se acordă echipe formate din Chierciu Paul și Petrea Valentin. Înțeleg că voi sunteți de la, din vârful clasamentului răsturnat. Nu, contează, nu, asta. La anul, sperați la mai mult. O altă diplomă de participare se acordă competitorilor Cojocaru Daniel și Calmuc Marinela. Diplomă de participare se acordă și echipe formate din Marin Laurențiu și Ștefan Florin. Bravo! Aproape că sunteți frați, dacă vă mulțumim. O altă diplomă de participare echipei formată din colegii noștri Sandu Stănică și Paul Pârloc. De asemenea, diplomă de participare se acordă colegilor Nicușor Lupu și Liviu Matei. Ca să menține de pe vremea când erați la aceeași secție, nu, înțeleg, nu? Nu, s-au schimbat coechipiere, dar vă mulțumesc. Dar rezultatele s-au schimbat. Viu, Santarelea, când nu sunt aici. O altă diplomă de participare colegilor Sorin Burlacu și Fănică Hârnea. Bravo! Are și ochelari. Are și ochelari. Burlă. Și aici este spațiul. Diploma de participare se acordă și echipe formate din Daniel Gongu și Petrică Gurguiatu. Bravo, Petru! Hai vino încă! Hai vino încă, să vedem! Delegare! Petru, nu vrei? Are încredere în mine, că vede bine și de aici. Diploma de participare se acordă și echipei formate din Aurel Banu și Voinac Teodorian. Lăsarele municipiului. Bravo. Felicitări, bravo și... Mulțumim. Și 10 lei, echipa formată din Costel Chiriță și Adrian Rusu primesc aceeași diplomă de participare. Ești singurul reprezentant al echipei? Da. Colegii noștri, Poliție Penitenciară, Dorin Cristea și Marius Preda, primesc și ei diplome de participare. Aceiași colegi de la penitenciar, domnul Nicușor Cernica și Ionuț Mirolucă.
Crește de la an la an numărul participanților și al competitorilor. Și am ajuns la locul 3, se pare. Echipa formată din Gabriel Negoiță și George Simis. Echipa cu tradiție care, din ce mi-aduc eu aminte, a mai câștigat. Bravo! Țineți-o tot așa. La cât de supărat era Bogdan când a venit, am crezut că e primul din coadă, dar n-ai motiv de supărare. Locul 2, echipa formată din Bogdan Tăicuțu și Florin Lupța. O altă echipă cu tradiție și un pătimiț ai sportului. Felicitări! Și 300 de ani contează. Nu discutăm. A rugut panoramă și l-a tăiat după noi. Înainte să ajungem la primul loc, acordăm și diploma pentru cea mai mare captură pe care au reușit să o facă aceiași colegi Bogdan Tăicuță și Florin Lupșa. Felicitări din nou! Nu întrebăm cât a fost de mare un premiu special se acordă, premiul Lingura de Lemn, domnilor Ștefano Pincariu și Cătălin Grosu. Da, dar chiresteaua e un milion de milioane să trăiți. Mulțumim. Felicitări. Să trăiți. Ce-aun îți mai trebuie, Fane, că negru ești? Ce-aun n-avem, dar le luăm. Le-ai găsit, da? Da, vă mulțumim. Așa, aruncă prosopul. Bun, nu s-a predat. Și am ajuns la cel mai râvnit loc, locul întâi, pe care l-au câștigat domnii Valerica Apostol și Sorin Murea. Bravo! Vreau să-l dau și eu singur fete care a participat la concurs și sper să se bucure de... Bravo! Felicitări! Mulțumim foarte mult! Felicitări! John, îi faci un nou repot? Da, mulțumim! Facem un muzeu! Vă așteptăm la... Hai să facem un muzeu! Vă așteptăm la muzeu! Foarte la umbră! Acestea fiind spuse, având în vedere că este și foarte cald, vă mulțumim tuturor pentru participare și vă urăm să aveți o zi răcoroasă în continuare. Pe unde... Bravo! Mulțumim!